Dacă pretendenții la un post de polițist pot răsufla ușurați pentru că au finalizat probele concursului, cei care au optat pentru penitenciar abia acum încep să intre în febra examenelor. Este vorba despre 360 de candidați care s-au înscris în concursul pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ din cadrul penitenciarului Giurgiu. Aceștia vor susține, începând de duminică 22 mai, testarea psihologică la penitenciarul Rahova. Cei 360 de candidați pentru posturile scoase la concurs în sectorul operativ sunt planificați la testarea psihologică. Testarea psihologică începe de duminică, din data de 22 mai, și continuă pentru penitenciarul Giurgiu, luni, marți și miercuri. Cum vor fi repartizați candidații? Candidații sunt planificați în vederea susținerii testării psihologice de către colegii din cadrul Serviciului Psihologia Personalului, aproximativ 100 de candidați pe zi. Testarea psihologică se susține la penitenciarul București-Rahova și are o durată de aproximativ 4-5 ore pentru fiecare candidat, evident. După finalizarea probei psihologice, candidații vor avea o perioadă în cadrul căreia cei care nu au promovat pot depune contestații. După această perioadă, candidații rămași în concurs se vor prezenta la vizita medicală. Din cei 360 de candidați înscriși pentru posturile din domeniul operativ, 237 sunt bărbați și 123 sunt femei.